Ne-am optat pe sectorul din partea stângă, în sensul de curgere al râului. Să vedem și aici ce se întâmplă. Nu putem spune că este curat, dar față de partea cealaltă nu curg prea multe buruieni pe acest sector. Schimb aici nu prea vrea. Dacă în partea cealaltă, pe dreapta, am păcălit 3 clieni, uitați, iar e agățătură, nu știu, permanent. Agață, este frunză. Cred că o să mai lansăm de vreo câteva ori și o să ne mutăm pe sectorul celălalt sau o să mergem ceva mai jos. Da, o să mergem ceva mai jos, sigur. Degeaba încerc în acest sector. O să încercăm undeva aici. Să încercăm de la stânga spre dreapta, în evantai. Poate acum spre seară să nu mai curgă acele buruieni pe culoar. O să vedem.
nimic. Vedeți? Încheiem aici, prieteni, scurtul nostru popas pe râul Jijea. Să știți că m-am mutat de pe sectorul din dreapta, de pe sectorul din stânga, pe sectorul din dreapta și invers, de pe sectorul din stânga, pe sectorul de dreapta și nu s-a mai prins absolut nimic. N-am mai avut nicio prezentare. Am venit aici unde apa este ceva mai adâncă, dar am încercat și nu am prins absolut nimic, nu am avut nici aici prezentare, așa că încheiem aici, urându-vă să fiți sănătoși, fir întins și fiți și anul acesta alături de filmulețele emisiunii Pescuit de Finețe în Nord-Est. Pe curând, prieteni!